Alo? Moto? No, 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 no. It's ok? 20 în Albania. Am oprit. Dacă vine din față, hai. Asta e aventura. Pierduți în Albania. Bună dimineața. Calimera. Calimera, încă din Grecia. Sperăm că azi ajungem în Albania și de acolo Macedonia de Nord, fiindcă ca să mergem în Macedonia de Nord, pe drumul mai spectaculos, se duce prin Albania. Sperăm că nu să fie mulți la vamă și e o alegere bună să mergem și pe acolo. Așa că avem 4 ore jumate de mers. E 9 jumate, am pornit târziu. Asta e. Am pornit târziu, am dormit târziu, până târziu, astăzi nu orbi, n-am auzit să sfărăie, așa că am dormit bine. Am pus dopul de ureche, uitați, dopul de la motociclete, că o să am dormit. Vă recomand, are două funcții. Hai că stați și noaptea. Lasă că te repă, hai, stai așa în orbi, aici, încoace, hei. Sus, încolo. Da, pe acolo am venit. Poți veni, vii? Super. Ușor, vezi aici că să nu vină o mașină. Aici e mai complicat până ce ieșim, foarte îngust și abrupt și... Da, se poate. Vezi că s-a oprit aia, stai așa. Lasă pe ăla să coboare. Chiar dacă noi avem prioritate, că e mai simplu pentru noi. Hai, Johnny. Ia-l. Calimera. Cazul deschis și go, ca și pe vapor. 20% pantă, rampă. Hai că nu vine nimic. Mețovo, prieteni, suntem în Mețovo, oraș foarte frumos. Cine a urmărit vlogul de ieri a văzut. Se vorbește și limba română, chiar dacă nu știu multe, dar câteva cuvinte, mulțumesc. Drum bun. Stai așa, aici coborăm. Acolo este un drum pe munte, ceva pas, data asta nu mergem, data viitoare vom cuceri pasul. Azi avem mult de mers și... Nu mai intră în timp, o oră jumate sus drumul, ca și Transfăgărășan, așa arată. O oră jumate jos și am prinde seara până în Albania. I don't cry when it rains no more, I get dirt on my shoes. I don't mind climbing 8 more floors, 'cause these stairs are all heading to you. Pe aici, dar o găsim. Dar nu-i multe lume în orbi. Alo?
Thank you. Thank you. Vezi că am scăpat repede. Hai că te aștept mai încolo. Două ore de la 90 de kilometri. Vezi? Vorbi? Stai așa. Hello? Moto? Please. Vezi, Nordic aici, roamingul e scump. Uite, aici sunt fetele, poți să iei cartelă. No, 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 more time. Thank you very much. Just a moment. It's okay? Hai că te aștept aici la Devoșca. Să rămână. No, thanks. I have roaming. It's good roaming. Thank you. Ce clădire veche. Și tâmpe norbi. Zis vameșu că suntem liberi la datorie. Pagă-ți toate țoarele să nu pierzi nimic și liniștit. Salută și pe fetele, mă, în stânga. Fii educat. Hello, welcome to Albania. Prieteni. Acum o să intrăm, mergem puțin, o să intrăm în Macedonia, că mergem la lacul Ocrid și de acolo mâine sau poi mâine revenim, că mergem și în Kosovo. Ne plimbăm între țări aici. Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea that my heart is gone vacant. And everybody who was close to me all stayed on dry land. So now I'm driving back on interstate west, I just gotta feel something. Not gonna wait till the morning, because something's gonna change my mind. I don't wanna change my mind. Oh, I wanna stay right here chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power. Enemies to friends and your minutes into hours. I would walk away from the spotlight for the good life, for the good life. N-a oprit. Să ne uităm pe unde mergem, mai să vadă drumul. Mai avem, cât mai avem? 47 de kilometri până la Ocrid, Macedonia, și mai avem undeva la 20 în Albania. Și ne-am oprit. Să rezem cazare. Câte grade sunt? Vezi numai câte grade. La internet. Da, 20. Hai, hai să te vadă lumea, că ești aici. 25, dar nu-i cald. Nu-i cald. No, facem o rezervare pe Booking și sper să nu ne prinde ploaia. Dacă prinde, asta e. Nu vă arată că sunt mulți la vamă, sperăm că nu sunt mulți. Și cum vedeți, lacul este împărțit în două. Bine, mai mare parte este al Macedoniei de Nord și partea de aici Albaniei. Partea asta Albaniei e destul de
casele erau așa de prăpădite. Vedem cum o să fie Macedonia. The whole damn town has been waiting for the day when you would come back here. There was dancing and talking and steaks on the grill, and I think that I will be alright. And my ex from high school still looks just the same as she did back in 2009. Now couldn't wait till the morning. Let's never put the night on ice. Never put the night on ice. Right here, right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power, enemies to friends and your minutes into hours. I would walk away from the spotlight for the good life, for the good life. And they all said I was crazy. Stăm aici la terasă, ajutăm să-ți ducă ploaia. Ce facem? Hai că eu mă duc chiar în stânga și tu hai lângă mine. Eu mă duc în stânga și tu în dreapta mea, da. Sper că putem plăti cu cardul. Dacă nu, asta e. Trebuie să vin un pic mai aproape. No, lasă, bine așa. Ce fain e terasa asta. Nu prea ne foame, asta e cea mai mare problemă când stăm să plece ploaia, acum de plecăm plouă tare și aici nu ne grăbim, putem să stăm o jumătate de oră și vedem ce se va întâmpla. Mâncăm ceva, dar nu ne foame, ceva. Și aici nu puteți să plătiți cu card. Nicăieri în Albania cu card, nu prea te lasă, da. Plătim asta, un euro, asta, asta e. Am zis înainte că am fost în Kirghizistan, Tajikistan, țările aia și peste tot am putut să plătim cu card. Nu? Da, ăștia mai fură din taxe. Oricum n-am dus să cumpărăm bani local, că nu stăm mult, mai am 10 km din Albania și... Da. Tocmai din cauza asta. Vedem. Ce va fi? Tot timpul va fi cum. Să văd câte euro am la mine, știi? E, ce euro n-am mult cash? Bine, nu mâncăm noi un porc. Nu mâncăm un porc, de ce nu mâncăm un porc? 20, 50, ok. Ok. Two French fries. Two portion French fries. You have alcohol or non-alcohol beer. Alcohol. Non-alcohol beer. Yes. And two beer. Two French fries, two beer. Super, thank you. Vezi că aici mergem în dreapta. Unde iese camionul, cred că. Da. Mă, de ăsta e drumul. Mă vezi că și ăsta iese. Uite ce drumul ăsta, ce bun drumul ăsta, Norbi. Unde ne-a băgat GPS-ul pe scurtătură spre Macedonia? A, ce zici? Asta e aventura. Pierduți în Albania. Nu-i bine, trai înapoi. Ce munte avem în față. Fii atent ce drum e. Dar e ceva scurtătură. Stai că ăștia lucrează aici.
Hai, că e liber. Vezi că vine o mașină acolo. Nu, prieten. Nu mai avem mult. Maxim 7-8 km mai avem până la vamă. Nici pe aici n-am mai trecut din Albania, Macedonia de Nord. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Mm-hmm. Over fields and through the country, letting go of everything but us. Mm-hmm. Over the rainbow. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night. Hundreds of miles away, the water is warm. Let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we'd wait. Grab sunglasses and the Atlas. We can prove we're smarter than a phone. Mm-hmm. Let's go where there's no reception. See if we can make it on our own. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night. Hundreds of miles away, the water is warm. Let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we'd wait. The water's warm. Let's be reborn. The water's warm. Let's go where the river's taking us. Mm-hmm. Over fields and through the country, letting go of everything but us. Mm-hmm. Hi. Hello. Bye. Bye. Vezi lobby, că de oșcă bună. Thank you. Dacă dorești să achiziționezi echipamente și accesori moto, îți recomand motomus.ro. Aplicând codul de reducere NEO, vei beneficia automat de 5% reducere. Hello. Please. Thank you very much. Galicica National Park. Aici suntem noi și aici venim. Aici ne cazăm la Ohrid. Deci pe aici venim. Și de aici, de la Bamu până aici, acum avem 30 de kilometri. Deci partea asta. Unde ești, puișor? Hai, oprește-te în fața mea, că e umbră. Hai în fața mea.
topesc. Bună ziua, zdravstvuie. Document, motodocument, pasport. Nu am nimic. Nu ai nimic? Atunci marș înapoi în Albania. Pușcărie în Uzbekistan. Tot înapoi în Albania. Hai să-ți arăt. Păi am venit pe off-road acolo la Mândărit, vezi? Da, se face. Uite, aici suntem acum, vezi? Și aici mergem. Uh-huh. Uite câte drumuri sunt aici. Ia. Ia. Galicica Național Park. Hai să mergem. Dar noi nu se uita la bagaje, nu se uite așa la motocicliști. Mergem, tot înainte. Oh, uite cum arată în spate. Și cât a venit, doamne, iată pe off-road. Lasă că așa e bine, așa arată bine motocicleta. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why. Am ajuns la locul intervenției, am ajuns la lacul Ocrid, unde este foarte frumos, 27 de grade, liniște, liniște, pace, uitați ce frumos, uitați acolo, ia. Și super ok, am rezervat pe Booking hotelul, City Palace Hotel, și am scris pe Booking să ne rezerve un hotel aici, o parcare. O parcare și ne-a rezervat, era aici nou parking rezervat pentru hotel, așa că totul super și foarte de treabă. Aici în Macedonia până acum, pe că nota 10. Nota 10 cu stelete. Până acum. Și oricum am trecut deja spre Grecia și atunci a fost corect toată lumea. Și prețul de a fost ok. O să vedem, o să vă ținem la curent, o să ne plimbăm. Mergem acolo pe la vaporașe, poate găsim foarte unul. Să ne plimbăm. Și locul e bestial, chiar merită să vizitați. Da, foarte frumos. Așa să vă arăt, stai așa. Unde? Vă las pe voi să decideți dacă e frumos sau dacă nu și o să vă ținem la curent cu prețurile. Urcăm sus la hotel. All in our hands, this life of time. It's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. Oh, mai am un pic de baterie. Haideți să vă arăt camera. Salut, Norbi. Aici avem baia, chiar e foarte fain. Avem climă și haideți să vadă priveliștea. Aici am pus, avem televizor, casca noastră și cu geamul direct cu vedere la lac. Și acolo sunt motocicletele noastre, vedeți? Uitați! Super! Deci chiar cu vedere la lac. Ce poate fi mai fain? Am plătit 58 de euro cu mic dejun în full sezon și avem și parcare. N-am știut să închid, o să închidem. Nu mi se pare mult. Aici la lac
cele de pe deal trebuia să vii pe jos, fără parcare, era undeva la 50. Aici am prins Genius, chiar super fain. Am uitat să vă spunem că am primit sute de mesaje de la voi de unde puteți cumpăra brubecuri. De, am zis că sunt foarte bun, nici acum n-am transpirat și am venit pe căldură. Am lăsat link-uri aici în descriere. Poate că m-am exprimat eu greșit. Deci în descrierea acestui video am lăsat și link-ul de Motomus și link-ul de EMAC. Am înțeles că la Motomus se puiza stocul. Da. Chiar e super ok pe căldura respectivă. Deci aici în comentarii găsiți link-urile de la Brubeck. Aici scrie, stai așa. Brubeck, sau aici pe mână, arată numai. Așa. Brubeck. Sunt foarte bune. Deci am venit și astăzi, cât am venit? 300 de km, nu? Cam așa. Am stat la vamă îmbrăcat cu geacă și astăzi n-am luat veste albe. Deci am luat geaca peste el ca să testăm că și cu geacă dacă nu transpirăm. Nu, chiar e ok. Ce bate soarele, au ieșit copiii la plimbare. Nu e cu faza asta, da. Ea a fost deja la o tură. Tu ai fost, ea a făcut vlogul. Azi am a luat... descoperit ce și cum. Dacă vă uitați la vlogul de astăzi, să știți că până acum deja am editat și mi-a luat 4 ore. Așa că dați subscribe sau măcar share. Scoatem banii. Am editat destul de mult. Unde scoate banii? Hai, este automat? Hai să scoatem banii la bancomat. Să avem bani locali. Aici e lacul. Uite, foarte mulți turiști. Ce pe lumea să vine în Macedonia de Nord. Și acolo, vezi unde e Nordii? Acolo e Albania. Acolo e Albania. Jumate, de fapt, din lac. Nu, cam 30%. Așa 30%, da. În Albania. Îți dai seama ce mare a fost Iugoslavia cândva. A avut și Croația, și partea asta, și Slovenia. Ai, ce mare au fost. Aici scena? Asta ai zis? Nu. Și acolo ce? În mijloc. În mijloc? Pe stradă. Ha? Da. Aici este o scenă, va fi ceva festival, festivalul vinului, ce ai zis? Da. Și suntem în spatele scenei acum. Tot timpul găsim scenă. Hai să vedem la ce festival am venit. Ha? Fără să știm. Ha? Ohrid Wine Festival. E simplu. Aici e țara vinului. Ha? Hai aici. Acolo. Păi nu o chema să cântăm. Să fie rușine. Nu? Uite ce faie, Kimco. Sau ce? 400. Uh-huh. Și drapelul Macedoniei de Nord. Acolo sus. Mai sus. Frumos aici, la lacul Ohrid. Nu știu dacă poți face plajă, că nu prea am văzut pe nimeni aici. Zona asta. Poate în afară orașului, nu? Tu ai văzut? Nu. Plajă nu. Aici vii, te relaxezi. Popei, te invit la... Scrieți voi aici în comentarii dacă ați fost și este plajă, unde este bine. Pentru urmăritorii noștri să scrieți, că noi nu mai rămânem, mâine plecăm. Popei, hai să vedeți pe Popei și pe Popeina, pe doamna Popei. Să rămână, a? Semi-submarin. Ce înalte sunt fetele astea nordi, vezi? Toate, uite. Să-ți mărimea ta de vocica. Oh, să rămână. Așa ceva hambaliste, cred că. Poate. Ha?
Făinuț aici. Place. Acum 13 ani am fost. Prima dată și acum a doua oară. S-au schimbat foarte multe. Atunci era așa mai comunism, mai... Vin la Țun. Uite aici este sus. Poți mânca, vezi? Da. Hmm? Dar din păcate peste tot vezi câimb. Mai danez. Cum doarme cuțul? Am luat loc la masă. Norvi, zici ceva. Ce să zic? Trebuie să aleg. Ce mănânci? Nu știu. Hmm? Bardal? Evident. Eu cred că mănânc ăsta cu Macedon Star, ceva local trebuie să mâncăm. Și am cerut și un pahar de vin, de fapt două pahare de vin local, vinul macedonian este bun și dacă suntem tot la Wine Festival, nu? Trebuie să gustăm. Chiles. Chiles. Și porc, pilot, macedonian style. Ăla ales și tu. Încă un ciolan este. Hai că întrebăm cum mai este aici. Uite, asta... Ohrid, beef, meat, onion, dry pepper. Mă, nu poate fi rău. De unde e? Ohrid chomlek. Asta. Nu știu unde e. Da, uite-te. Aici. Aici sunt. Ohrid chomlek, vezi? Beef, meat, 220 grame, onion, ceapă. Aia că întrebăm de la ospătal, că mi se pare că știe engleză. Întrebăm da. Cum e. Prețurile o să vă spun la final cât plătim, cam 500 de, cât e ăsta, ce avem aici, ce bani, dinari? Lek sau nu? Nu, ăla în Albania. 500, cam o poție. Bine, aici suntem într-o, nu cea mai ieftină, dar cred că nici cea mai scumpă, aici la lac. Totuși, e carul cu bere. 500 e, uite, 8 euro. 8 euro poție, cât e la lei. Hai să vedem un lei. Hai să vedem un lei. Să calculăm. 40 de lei o poție de mâncare bună. Am cerut portfile macedonian style. Am zis că e tradițional. Hai să ciocnim. Prieten, sănătate, bucurie să aveți și dar cu Dumnezeu înainte. Hai să gustăm vinul macedonian. Mă, stai așa, stai așa. Facem ca aia mare, știi? Foarte bun. A venit mâncarea. Poftă mare, Norbi, poftă mare. Poftă mare. Am mâncat, a fost foarte gustos, am băut câte un pahar de vin și am plătit cu șpagă cu tot 158 de lei. E scump, e ieftin. Uitați acolo, a fost, deci, într-o zonă pietonală, într-un oraș turistic. Decideți voi, chiar vorbeam cu Norbi că, din păcate, prețul în toată Europa. Când am mers în Baroc, în Italia, la benzinărie, un sandwich de la duminică folosiți la 8-10 euro. Deci. Care mai bună 12-13 euro. Care era mai bună, da, cu parmezan și cu prosciutto, da, 12-13 euro. Și trebuie să zicem un lucru, ce ai zis. Prima dată simțim că e puțin frig, deci... Da, e răcoare. Chiar zice Norbi, tati, hai să mergem sus la cameră de hotel, să luăm, nu știu, tricourile, anoracul pe noi. Zic, bă, nu mai mergem, mergem aici la festival, mai bem un pahar de vin și ne încălzim. Dacă nu ne încălzim, mergem și ne culcăm. Foarte frumos orășelul, mai ales acum seara, chiar vă recomand. Dar scrieți voi aici în comentarii unde ați fost anul acesta, chiar vă rog și chiar o să citim, unde ați fost anul ăsta în concediu, așa, la lac, la mare, un oraș cum e și Ohrid, deci un oraș turistic, și cât ați plătit pentru o persoană, nu știu, o mâncare și un pahar de vin sau o bere. Chiar sunt curios ca să putem face și noi calculele când mergem cu motoarele. Deci cam așa e, prieteni. Noi vă recomandăm până acum Macedonia, Ohrid, oameni faini, superb, zâmbitori și cred că aș putea să stau aici 2-3 zile, că uite și vaporașul, poți să te plimbi. Ai zis că este acolo, o cetate. Acolo, este o cetate, da, acolo sunt. Deci ai ce faci aici? 1000 de kilometri de la satul mare. Da. Dacă stați în sudul României și mai aproape. Ok, prieteni. Noi o să mergem la festivalul vinului. Oricum acolo nu pot filma că ne blochează YouTube-ul pentru muzică. Așa că noi mulțumim că ați urmărit aventura
noastră până aici. Mâine, mâine intrăm în Kosovo, străbatem Kosovo în lung și lat și dacă totul va fi bine și Dumnezeu ne va ajuta, intrăm și în Muntenegru. Așa să fie. Dar cine știe pe unde ajungem. Să rămână! Să rămână!